Los Kids. Bună ziua, vă salutăm din Geneva. Resist Zurich se găsește acum reprezentat de doi membri, sunt Olimpia aici la Geneva. Și cu Gabriela. Suntem aici nu întâmplător, suntem aici pentru că organizația, comunitatea de click a cumpărat acest spațiu în aeroportul din Geneva pentru acest spot care surprinde imagini de la protestul diasporei din București. Vă vede toată lumea. Toată lumea trebuie să știe ce s-a întâmplat la București pe 10 august. Toată lumea trebuie să știe că a trecut aproape o lună în care nu există niciun responsabil pentru violențele de atunci, nicio demisie. Dimpotrivă, totul încearcă să fie ascuns. Olimpia, tu ce părere ai? E o idee foarte bună a organizației de CLIC de a face această petiție care va fi adresată doamnei Michelle Bachelet. Doamnelor și domnilor, Michelle Bachelet este o doamnă care este una dintre cele mai respectate figuri ale politicii contemporane. Ea e respectată nu numai pentru că a fost de două ori președinta unei țări, după cum știm, asta nu asigură neapărat gloria, ci pentru că ea a luptat împotriva regimului Pinochet. De altfel, tatăl ei și-a pierdut viața în această luptă. Ea a fost în închisoare, a fost bătută, a fost umilită și ea este o figură marcantă a politicii actuale, cunoscută pentru curajul ei. Și de o săptămână are acest post de înalt comisar pentru drepturile omului din Radul ONU. Din septembrie. Și noi sperăm că această doamnă, care este desigur sensibilă la tentativa regimului din România de a acapara toată puterea în toate sectoarele, să ne ajute. Deci această doamnă, noi cerem ajutorul noi credem că ne-l va da și noi suntem foarte optimiști, dar să nu uităm că în primul rând nădejdea stă la noi. Tot această doamnă a spus și aș vrea să o citesc, că tăcerea nu ne asigură respectul. Deci oameni buni, tăceți, luptați-vă, exprimați-vă, faceți-vă ascultată vocea, ieșiți din casă când e nevoie, mergeți la proteste și nu mai acceptați aceste abuzuri. Pentru cei de acasă, vă mulțumim, noi vă susținem, nu sunteți singuri și celor din acel palat al Victoriei și din Parlamentul vă Rusiei, vedem de peste tot. Vă vedem de peste tot și în curând toată lumea vă va vedea. Nu suntem o republică bananieră, suntem oameni civilizați.